Această emisiune este realizată cu sprijinul BioTitus Derma. Tratează eficient plăgile acute, cronice și afecțiunile dermatologice. Bună ziua, dragii mei! A face sau a nu face detoxifiere? Aceasta este una dintre întrebările la modă pentru cei preocupați de propria sănătate. Părerile sunt împărțite atunci când vine vorba despre curele de detoxifiere. În vreme ce unii se supun regulat la diverse tratamente pentru a scăpa organismul de nedoritele toxine, alții consideră că așa numitele cure de detoxifiere, fie că vorbim de post, sucuri de fructe sau soluții pe bază de plante, nu par să producă vreun efect în ceea ce privește eliminarea toxinelor. Acest lucru ar putea fi unul bun, pentru că o eliminare bruscă a toxinelor din locul în care sunt stocate ar putea provoca organismului un șoc. Detoxifierea este numele dat obiceiului de a elimina toxinele din corp. Cele mai răspândite forme de detoxifiere sunt curățarea ficatului și curățarea colonului. Majoritatea doctorilor consideră terapiile de detoxifiere o formă de pseudoștiință ce se bazează pe o înțelegere greșită a elementelor de bază ale biologiei. De aceea, unii doctori consideră că produsele de detoxifiere sunt o risipă de bani și chiar o practică ce poate avea efecte dăunătoare. În ciuda acestui lucru, acest obicei este unul răspândit, fiind alimentat de numeroase reclame. Adevărul din spatele acestei polemici încercăm să-l aflăm și noi astăzi, la doctorul tău de weekend. Astăzi, totul despre detoxifiere. Toxinele pot provoca afecțiuni greu tratabile sau chiar letale. Într-adevăr, urși polari, pentru că ei consumă foarte mult din aceste toxine, se acumulează în lanțul trofic, nu se mai mulțesc. Asta se întâmplă și la oameni. Dacă ne uităm în jur, din ce în ce mai multe femei sunt infertile. Uleiul de măsline consumat zilnic scade colesterolul, scade incidența infarcturilor miocardice. Cum să ne detoxifiem corect corpul și mai ales cum să prevenim acumularea toxinelor, învățăm astăzi de la specialiștii invitați la Doctorul tău de weekend. Despre detoxifiere vorbim astăzi la Doctorul tău de weekend cu domnul Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și cu domnul Horați Udriște, medic diabet, specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vorbim despre detoxifiere, așa cum am spus și eu, sunt voci pro și voci contra. Ce este această detoxifiere? După cum vine și numele din grecescul toxicon, aceasta presupune eliminarea substanțelor considerate dăunătoare pentru organism. Dar este nevoie de această detoxifiere pentru că Dumnezeu ne-a făcut perfecți, nu? Așa, organismul uman este cel mai perfect lucru, dacă se poate spune așa ceva. Este nevoie să venim noi cu această detoxifiere sau există în noi mecanismul? Nu trebuie să venim din afară cu ceva? Mecanismele există, dar vă întreb din păcate, pentru că au apărut diverse suplimente, o să ajungem să vorbim despre ele. Tot felul de suplimente, de sucuri, de... Există mecanisme, dar din păcate la noi când se prezintă pacienții, aceste mecanisme deja devin depășite. Când își dă seama un om, un pacient deja, pentru că dacă ajunge la dumneavoastră este pacient, că a acumulat prea multe toxine în organism? Practic, starea lui nu mai este cea de bine. Sunt alterate este, organele interne. Este în permanență obosit, în permanență nu se poate concentra. Starea lui nu mai e așa cum o știa înainte. Tulburări de vedere, de concentrare. O stare de rău general, ca să-i spun așa. Deja atunci mecanismele de apărare și de detoxifiere sunt depășite. Ce trebuie să facem ca să nu ajungem nici să consumăm tot felul de sucuri și să cădem pradă câteodată unor impostori, și sucurile, dar nici să ajungem la domnul doctor? Și sucurile pot fi bune, cel puțin în era modernă. Eu consider că toți vom ajunge cel puțin la diabetolog și la cardiolog. Legat de acest gen de plante, sucuri și așa mai departe, tot ce pot să vă spun este că nu fac rău. Acum, dacă fac bine... Evident că dacă cele mai multe dintre ele provin de fapt sunt niște alimente un pic transformate, dacă vorbim de un suc de morcovi, dau un exemplu foarte simplu, sau un suc de brocoli, n-are cu ce să-ți facă rău, niște cantități normale. Cum spuneam, la un moment dat toți vom ajunge probabil la diabetolog sau la cardiolog dacă trăim destul de mult și nu ne răpune cancerul de care vorbeați un pic mai devreme. Pentru că acest proces de degenerare apare automat. Eu aș împărți deci toxinele în două categorii. Cele care se generează în mod natural în corp. Și hai să mă gândesc aici la radicalii liberi, da, din mitocondrie, în procesele de
producerea energiei, apare în mod natural, există mecanisme pentru detoxifierea lor, naturale, normale, în măsură ce trece timpul, se tot pierde această capacitate, îmbătrânim și la un moment dat viața noastră se sfârșește. Din păcate, că vă spuneați că Dumnezeu ne-a făcut perfecți, noi făcut pe noi perfecți, dar noi am reușit din lumea noastră să facem de fapt o groapă de gunoi. Atunci foarte multe toxine sunt deja aruncate în mediu, se întorc în corpul nostru și unele dintre ele sunt toxine cu care noi nu am avut de-a face, evoluționar să spunem, da, dacă privim din acest punct de vedere. Păi o să mă gândesc la xenoestrogeni în primul rând, aluminiu. Noi l-am scos pentru că în formele lui naturale este legat în pământ. Și unde găsim acești? Păi ne gândim la deodorante, ne gândim la folia de aluminiu, ne gândim la diverse alte surse. Da, folia care folosește și la gătit. Da? Iată acum un exemplu simplu. Să ne întoarcem la bicarbonat, niște... că vorbeam de deodorante. Să ne întoarcem și la bicarbonat. Dau niște... alt exemplu foarte important, că era vorba de simptome, simptome care țin în general de partea de fertilitate. Că mă gândeam eu la urși polari, de exemplu, în timpul prezentării dumneavoastră. Și într-adevăr, urși polari, pentru că ei consumă foarte mult din aceste toxine, se acumulează în lanțul trofic, nu se mai mulțesc. Asta se întâmplă și la oameni. Dacă ne uităm în jur, din ce în ce mai multe femei sunt infertile. Un alt efect foarte, foarte ușor vizibil din exterior al acestei acumulări de toxine este îngrășarea fără limită și fără motiv. Inclusiv ajungerea la medic, glicemii foarte mari, de exemplu, și alte probleme care pot fi date de anumite toxine din mediu. Acum, în ce măsură un suc de morcov sau un suc de iarbă de grâu, de exemplu, poate contracara aceste toxine, într-adevăr, poate fi discutabil. Eu o să dau, în schimb, un exemplu foarte simplu. În carnea tocată se produce un radical liber, superoxid dismutază, când se descompune o componentă a mușchiului, o proteină. Orice carne tocată și cea făcută, da, în propria gospodărie. Da, când se descompune... Am auzit gospodine care spun, dacă o faci în casă, este mai... Mioglobina, proteina musculară, când se descompune, când se transformă, rezultă un radical superoxid. Dacă avem un suc de iarbă de grâu, de exemplu, am luat grâul, l-am încolțit, l-am tăiat, l-am stors, sau de iarbă de orz, avem acolo și superoxid dismutază, deci enzima care anihilează acest radical superoxid. Ea există în corpul nostru, dar când eu mănânc un aliment care are aceste cantități de toxine, poate bine să mănânc simultan și altceva care să contracareze. E un exemplu foarte simplu. Nutriționiștii întotdeauna spun, dacă mănânci o bucată de carne, întotdeauna să ai o salată lângă. Acum... este mult mai bine, de preferat să am lângă carne o salată decât să am cartofi prăjiți, mai ales dacă avem carne tocată și mai ales dacă avem o carne arsă, pentru că la noi în țară se mănâncă foarte multă carne arsă, deci una e să o mâncăm sub formă de supă și alta e să o mâncăm arsă. Deci există și o, să zicem, o umbră de adevăr aici, mă mai gândesc poate la mercur, da? Se tot discută despre el. N-are ce căuta în corpul nostru, n-ar fi trebuit să fie. Peste tot auzim cât de sănătos este peștele și mai ales peștele oceanici, vorbim despre omega 6, despre omega 3, omega 9 și așa mai departe, dar am auzit voci care spun că nu trebuie să mâncăm pește oceanic mai mult de 200 de grame pe săptămână din cauza acestui mercur. Aici sunt discuții și discuții. Nu toți peștii oceanici au aceeași cantitate de mercur. Dar dacă mănânci coriandru... Peștii mari, am înțeles. Da, peștii care sunt sus în lanțul trofic. Peștele spadă, rechinul. Exact. Peștii mici, cum ar fi sardinele, au cantități mult mai mici. Consumul de coriandru, da? Consumul de nuci de Brazilia, care au seleniu, ajută la detoxifierea acestui mercur. Mercurul n-are ce căuta sub nicio formă, el a existat în cantități foarte mici. Semințele de dovleac, am înțeles, că ajută la... Asta zic, este posibil. Știința în domeniul ăsta nu are încă niște dovezi, pentru că nu stă nimeni să-și facă o analiză. Eu mi-am făcut, de exemplu, o analiză de sânge de mercur. Da? Uh-huh. Să văd cât mercur am în sânge. Nu aveam foarte mult mercur, aveam de 10 ori sub limita minimă. În schimb, aveam ce? Arsenic. Pui, de exemplu, sunt crescuți în hrana lor, poate fi pus acest arsenic. Într-o cantitate mică, tot mănânci, se acumulează și m-am trezit în sânge cu arsenic. Poate mâncați foarte multe migdale. Nu mai mănânc în ultima vreme, dar iată, se pot acumula și aceste metale grele. Deci există toxine și externe și mai o categorie și cu asta o să închei. Dincolo de cele pe care le aruncăm noi în mediu și constituie poluarea, sunt toxine, cum vorbeam, de carne prăjită, produse în bucătărie. Cred că astea sunt cele mai periculoase pentru noi. Cele care sunt produse automat în corp sunt de la natură, cele din mediu, evident, nu mai pot fi ocolite, sunt peste tot, dar cele pe care le producem în bucătărie pot fi evitate. Deci vreau temperaturi de gătit cât mai mici, nu vreau arsură, nu vreau coji, nu vreau prăjeală. Păi și cum mai mănâncă oamenii fiert? Ce putem să mâncăm? Mâncăm crud, dacă nu le punem la abur, dacă nu le fierbem și dacă nu le punem la cuptor. Dar să nu trec peste zona asta de cuptor, hai să zic, cu 120 de grade. Apa joacă un rol foarte important în procesul de detoxifiere. Lipsa ei din procesul de eliminare a toxinelor poate să ne provoace mult rău și suferință. A
Apa este principalul component al organismului nostru, are încă valoare în jur de 60-70% din totalul corpului este format din apă. Tocmai de aceea rămâne cel mai important element, pentru că joacă o mulțime de roluri în organismul nostru. Principalul său rol, aș spune că este acela de solvent, în care se desfășoară toate reacțiile metabolice la orice nivel, atât intracelular cât și extracelular. Apoi, un alt rol foarte important este acela de a se disocia în ion și acest lucru face posibil de asemenea desfășurarea unor reacții metabolice importante. Și aș mai spune faptul că un alt rol important este acela de a menține temperatura organismului, pentru că, practic, prin fenomenul de evaporare, transpirația la nivelul pielii se evaporă și în acest fel se produce termoreglarea organismului, deci menținerea temperaturii în niște limite normale. Noi funcționăm doar într-un spectru redus al temperaturii, orice supraîncălzire sau din contră răcire a organismului poate să conducă la apariția problemelor grave până la exitus. Ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii noștri? Cum arată un ficat obosit sau care este supus unui stres toxic? Și cum se simt? În primul rând, pacienții când ni se adresează vin la noi și observăm de la ușa cabinetului. Sunt supraponderali, chiar obezi, sunt hipertensivi, iar la simple teste de laborator observăm că ficatul lor are de suferit sau prin explorări gen ecografie, cel mai la îndemână. Momentul acesta... În ce sens are de suferit? Vorbim despre, în limbajul uzual, ficat mărit sau ficat gras? Da, exact. O patologie relativ frecventă în cabinetele de nutriție. Fapt pentru care trebuie să-i îndrumăm să ajute într-un fel ficatul să depășească această barieră de a continua să elimine metaboliții care... Le recomandați o schimbare de regim alimentar? În mare parte, da. Pentru și chiar că... de stil de viață. Probabil că genul acesta de pacienți nu face sport. Exact. La o simplă anchetă, între ghilimele, alimentară, observăm că regimul lor alimentar este bazat pe un conținut caloric crescut. Sfătuim să evite glucidele cu conținut crescut de zahăr și dulciuri rafinate. Produsele de patiserie, despre produsele ce vorbim aici? Produsele de patiserie, produsele de cofetărie, un regim sărac în limpide, de exemplu, să prefere lipidele de origine vegetală, acizii grași polinesaturați, gen omega-3. Pe care îi găsim în ce gen de alimente? De asta ziceam de temperaturile de gătit. De găsim în pește, dar dacă ard peștele pe grătar sau îl fac șnițel, iarăși nu mai este. Dar legume, că domnul doctor vorbea despre... Semințele de in, nucile, semințele de chia, semințele de cânepă. Acum nucile, și nucile, știu că nici ele nu trebuie mâncate prea mult pentru că îngrașă, ori dacă vorbim despre un pacient supraponderal. În general, după o perioadă inițială, chiar sunt acum în ultima vreme niște studii foarte bune pe dietă în care sunt crescute nucile și semințele, în special efectul în diabet. După o perioadă inițială, când într-adevăr mănânci multe nuci și semințe pentru că sunt bune la gust și e un aliment nou, după aia se reglează apetitul și mănânci o cantitate mică. Deci potențialul de abuz cu nuci și semințe e mult mai mic decât potențialul de abuz cu dulciuri. Înțeleg că sunt recomandate cam 4 porții cât... Fiecare cât poate. Nu pe dacă săptămână. Nu știu ce să zic. Nu asta ne punem în fața televizorului cu asta depinde de efortul fiecăruia, fiecare ce alt aport nutritiv are din restul alimentației, deci nu se poate vorbi la modul general cât trebuie să mănânci. Suntem foarte diferiți între noi. Unii preferă să mănânce asta, unii, de exemplu, pot mânca mai multă carne, alții mai puțină, deci nu cred că e o regulă strictă, toată lumea ar trebui să mănânce la fel. Trebuie să mănânce astfel încât să-și îndrepte acești parametri, pentru că când vorbim de ficat, iarăși mă confrunt cel puțin cu un alt fenomen, domnul doctor l-a ocolit, cred că puțin, alcoolul.
L-a ocolit un pic pentru că, nu știu, poate că omul alb e făcut să fie alcoolic, se consumă foarte mult alcool și ficatul evident că suferă și atunci normal că dacă îi dau o pauză, nu mai bea alcool, apare o detoxifiere naturală. Eu, de exemplu, dacă mi se întâmplă să beau, poate iau niște beuri, poate iau silimarină, deci un extract de armurariu, care este un ciuline, deci o plantă care crește și în zona noastră, adică vorbesc e ceva sintetic. Citem de curând că mai periculos decât alcoolul este zahărul. Altă polemică în jurul acestui zahăr, care se numi și cancerul alb, cât de toxic este de fapt zahărul? Atâta timp cât nu... Și cât de sănătoși sunt îndulcitorii, pentru că au trecut oamenii dintr-o barcă într-alta. Unii spun că au sărit din lac în puț, că au renunțat la zahăr și au ajuns la tot felul de compuși chimici, pentru că majoritatea îndulcitorilor sunt compuși chimici, dacă nu vorbim de fructoză sau... Există stevia, există îndulcitori și astăzi, dar și ăștia, după părerea mea, trebuie folosiți cu măsură. Adică nu e ca și cum dacă am stevia sau am xilitol la dispoziție sau eritritol sau poate mă gândesc la cei mai vechi, sorbitol, sau trecem spre cei de sinteză care au așa semnul întrebării, da, aspartam, ciclamat, sucraloză, sunt foarte mulți, da, acest sulfamul. Sunt aproape bun că am spus pe toți, da, ceea ce e corect. Da, e corect, da, deci nu sunt nume de mărci, dar... Iarăși, le-aș folosi cu măsură, ca o gustare, ca o excepție, ca o duminică. Deci ceva cu totul excepțional, pentru că și ăștia natural, să spunem, xilitolul, da, sau stevia, îți mențin acea poftă pentru gustul dulce. Și mai încă o capcană. De multe ori, dulciurile de dietă pot conține sau pot avea mai multe calorii decât dulcele cu zahăr. Și acest proces de detoxifiere a ficatului, pentru că despre asta vorbeam, cât durează? Se transformă într-un stil de viață? Trebuie să se transforme. Viața? Durează ani de zile. Depinde în ce măsură este afectat țesutul hepatic și cât de hotărât este pacientul să intervină. Pentru că atâta timp cât nu putem depăși aceste obiceiuri alimentare, nu avem cum să trecem la etapa următoare. În această perioadă, majoritatea persoanelor aleg să facă o cură de detoxifiere. Noi le recomandăm un program de detoxifiere care se va realiza în urma unei consultații. Acum o să vă pun câteva întrebări despre stilul dumneavoastră de viață pe următoarele zile. Apă plată? 2 litri. Cu ce frecvență faceți exerciții fizice? Programul cuprinde exfolieri, împachetări cu ginger și wasabi, cafea verde, diferite tipuri de masaj cu rol drenant, dar cel mai indicat este masajul de drenaj limfatic, deoarece este realizat cu ajutorul unor mișcări speciale de drenare a limfei. Prin drenarea limfei se facilitează eliminarea de toxine, reducerea edemelor, ceea ce va duce la o mai bună funcționare a organismului și o mai bună energie. De asemenea, îmbunătățește activitatea sistemului imunitar, ceea ce va duce la o reducere a îmbolnăvirilor, mai ales a răcelilor din această perioadă. În continuarea acestor proceduri de detoxifiere, noi recomandăm ședințe de yoga și pilates pentru o mai bună relaxare a corpului, dar mai ales a minții.
Dragi telespectatori, vă invităm la concurs. Intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Doctorul tău de weekend, citiți regulamentul și răspundeți la întrebarea săptămânii pentru a putea participa. Sponsorul nostru vă oferă săptămânal premii constând în unguente din ingrediente naturale, recomandate în tratamentul plăcilor acute și cronice, precum și în tratamentul afecțiunilor dermatologice. Produsele stimulează sinteza de colagen și apariția țesuturilor noi sănătoase. În plus, previn contaminarea microbiană și formarea cicatricilor inestetice. Întrebarea de astăzi este: cum putem detoxifia organismul? Urmează la Doctorul tău de weekend. Toxinele acumulate în stratul de grăsime și iarăși putem să ne gândim la toxinele liposolubile, care se dizolvă în grăsime. Le iau din alimentație, da? Măsline Kalamata, extraordinare pentru afecțiunile afecțiunile stomacale, tot așa foarte, foarte indicate în curele de detoxifiere. Șalăul este un pește extraordinar de gustos. Mi-așa? Și mie îmi place. Este de senzație. Continuăm și noi să vorbim despre detoxifierea organismului. Am vorbit puțin despre detoxifierea ficatului, când se impune ea și dacă se impune. Discuții pro și contra există și legate de detoxifierea colonului și am găsit în timp ce mă documentam pentru întâlnirea cu dumneavoastră că doctorii de la Universitatea Georgetown au efectuat în 2011 o meta-analiză cuprinzătoare a literaturii medicale și nu au identificat niciun element științific care să susțină ideea de detoxifierea colonului. Ideea că în colon se găsesc numeroase toxine vine din antichitate și pare oarecum logică dacă ne gândim la substanțele care ies din colon, dar la fel ca în cazul ficatului, colonul nu acumulează toxine, spun ei. Orice gastroenterolog vă va spune că materiile fecale nu rămân blocate în colon, pentru că acest organ este prea umed și flexibil pentru a permite acest lucru. Acest lucru elementar din biologie elimină două argumente oferite de cei ce promovează curățarea colonului, că materia fecală menține toxinele în corp și că aceasta blochează absorbția substanțelor nutritive, lucru ce are loc, de fapt, în intestinul subțire. Cât adevăr aici, ce și se întâmplă? Câtă manipulare este? Unii oameni încercând să vândă anumite produse sau metode, evident că au exagerat efectele benefice. Cum faptul că există toxine în colon, cred că nu poate nega nimeni. În ce măsură le rămân lipite de pereții colonului și stau ani de zile acolo? Sunt cazuri e discutabil. Cu persoane bolnave de cancer la colon, cărora li s-a recomandat o anumită dietă și anumite clisme și care au... Acolo este altă discuție, dar o să dau un exemplu foarte simplu. Atunci când apare o constipație, când apare o disbioză, toată lumea e de acord că inclusiv acele bacterii care trăiesc în corpul nostru pot genera, generează inclusiv schimb genetic cu organismul nostru. Deci este foarte important să menținem o sănătate bună a colonului. Acum că avem pietre în colon sau că nu avem, asta e, repet, cu tot o altă discuție, dar o sănătate a colonului, o sănătate a acestor colonii de bacterii care trăiesc în corpul nostru trebuie menținută. Un alt exemplu ar fi, iarăși pentru sănătatea tubului digestiv, aportul de fibre. Un aport mare de fibre hrănește celulele colonului, da? Prin fermentație și obținerea acelui acid butiric, butiratului care este folosit direct de către colonocite ca hrană, ca sursă de energie. Deci există și niște urme de adevăr în aceste discuții, dar, iarăși, important, eu revin, este să avem acea nutriție sănătoasă. În rest, pot fi făcute foarte multe discuții. Pentru colon, din punctul meu de vedere, foarte importante fibrele, iarăși se vorbea de ficat, colesterolul crescut. Colesterolul ajunge în intestin, nu este eliminat prin bilă, da? Dar dacă nu este prins de acele fibre și dus mai departe, el se poate reabsorbi. Deci poate fi și că aici făcută fibre, o discuție. Ce recomandați? Că nu toți telespectatorii sunt familiarizați cu limbajul. Vorbeam de fibre și de fibrele benefice pentru, exact, pentru probiotice, pentru acele bacterii sănătoase din trupul nostru digestiv. Sunt acele fibre provenite în special din frunze și rădăcini. Mai puțin fibrele din cereale. Fibrele din cereale au și un efect pervers, au și efecte bune, dar au și efecte negative. Ele pot irita tubul digestiv și colonul. Deci este mult mai bine să ne axăm în aportul de fibre pe nuci, semințe, frunze, rădăcini și altele asemenea. Iarăși este o discuție între o balanță între aportul de amidon și aportul de alte surse de carbohidrați și vorbeam de legume, de vegetale. Excesul de amidon, el însuși poate duce la o disbioză, se dezvoltă acele bacterii dintr-o familie numită Prevotella, care ele deja pot transforma, de exemplu, carnitina sau lecitina în substanțe toxice,
trimetilamină se asimilează și poți fi predispus la boli cardiovasculare. Deci atât că este o interacțiune foarte complexă între ce se întâmplă în colonul nostru și restul sănătății noastre. Iarăși cercetări de ultimă oră, acum când se face o meta-analiză pe studii din anii 70, 80, 90, nu știu dacă sunt chiar la curent cu ce s-a descoperit în 2013, da? E făcut în 2011. Adică chestii studiu, foarte noi. Da, dar meta-analiză ia niște studii mai vechi. Da, deci anul trecut a ieșit, de exemplu, acest studiu cu relația între coloniile bacteriene din tubul digestiv și bolile cardiovasculare. Deci, iată, e foarte important să mâncăm ce trebuie. Poți să mă gândesc și la iaurturi cu efect probiotic pe lângă aceste fibre. Dar în momentul când încep să mănânc, se vorbea de carne, da, toxine din carne. Dacă acea carne nu se digeră, pentru că, iarăși, discuție, dezbatere foarte mare între vegetariani, pentru că cei mai mulți oameni confundă un regim pentru detoxifiere cu regimul vegan sau vegetarian. S-a împământenit această idee, deși nu are nici ea nicio bază reală. Dacă mănânc foarte multă mâncare amestecată, mănânc întâi cartofi și apoi carne, pot presupune că acea carne nu se mai digeră cum trebuie. Și da, pot presupune că diversele substanțe rezultate din descompunerea cărnii sau fermentație, putrezire în tubul digestiv, îți pot face rău. Deci astea sunt lucruri pe care nu le poate nega nimeni. Cum, în ce măsură ți se face rău și cazi jos pe loc, e o discuție, în ce măsură lucrul ăsta îți macină așa sănătatea pe termen lung, iarăși e de discutat. Aceiași medici spuneau că o cură de detoxifiere a colonului poate fi chiar periculoasă, poate avea consecințe nefaste. Susțin că acest obicei ar putea duce la curățarea bacteriilor benefice din colon, ce ajută la digestie. Mai mult, prin curățarea regulată, colonul și rectul își pot pierde abilitatea de a genera transitul intestinal, astfel că pacientul riscă să devină dependent de clisme. Cele mai răspândite efecte secundare ale curățării colonului sunt greața, vărsăturile, diareea și durerile abdominale. Unde ar trebui să ne situăm? Nu am niciun dubiu din ce a spus. Trebuie să ne situăm evident undeva la mijloc. Atât timp cât creștem aportul de fibre alimentare la un grad de 30-35 de grame pe zi. Fibre bogate în pectine, care ajută la atragerea colesterolului și prin acizii biliari. Care și sunt aceste fibre? Pectinele prezente cel mai frecvent în măr. Mărul e un aliment minune, mai ales la noi, pe care trebuie să ne bazăm în foarte mare măsură. E deja proverbial cu un măr pe zi. Gutuile, dar sunt mai greu de mâncat, trebuie fierte. Rămân în gât puțin, da. Da. Această detoxifiere a colonului, și probabil că vorbim aici chiar și de cea a ficatului, nu ar trebui făcute de către pacienți așa de capul lor. Ar trebui să fie făcute la recomandarea unui medic, nu? Mai mult ca sigur. Sunt anumite simptome care îndrumă către medic, oarecare reacții alergice la nivelul pielii, o respirație mai grea, mai neplăcută, tulburări de concentrare, tulburări de tranzit intestinal. Pot să ne ducă cu gândul la acest lucru. Numai și atunci că recomandați? Recomandăm îmbunătățirea acestui conținut în fibre. Este cel mai sigur mod de a ajuta puțin organismul să detoxifice această structură numită colon. Vorbeați, v-am întrerupt, despre, într-adevăr, este și asta o metodă de detoxifiere. Repaus alimentar recomandă și consumul de sucuri și de soluții pe bază de plante sau pe adoptarea unei diete rău vegane, exact da, ce vorbeam. Este o capcană din punctul meu de vedere. Și produse de origine vegetală au toxine în ele. Vorbeam un pic mai devreme de această familie a solanacelor, roșiile, gogonele, cartoful, și astea au toxine în ele. Și țelina are toxine. Practic fiecare aliment are toxine. De asta e bine să avem o diversitate și să avem un echilibru. Deci faptul că adopți o dietă crudă nu e neapărat util, mai ales că poți să pierzi din nutrienți. Deci mai mulți oameni care țin o dietă din asta pe o perioadă destul de lungă de timp au dificultăți în a-și asigura aportul caloric. La început nu e o problemă, că slăbești și e bine, dar pe termen lung poate fi o chestie foarte importantă. Când se începe, apropo de regim, cu post negru, toxinele acumulate în stratul de grăsime, și iarăși putem să ne gândim la toxinele liposolubile, care se dizolvă în grăsime. Le iau din alimentație, da? Mă gândesc la dioxină, mă gândesc la xenoestrogen, mă gândesc la bisfenolul A și pot fi înșirate și altele. În momentul când slăbești brusc, toate aceste toxine sunt aruncate brusc în sânge. Asta e o chestie pe care nu poate să o nege nimeni, iarăși.
ce fac cu ele? Deci e bine să țin poz negru, să slăbesc brusc sau nu? Evident, nu prea e bine. Puține elemente naturale nu sunt recomandate în procesul de detoxifiere. Cum să ne ferim de aceste produse nocive, dar și cum să le consumăm pe cele ajutătoare, aflăm din materialul următor. Sunt Doña Nina și astăzi vă voi prezenta niște remedii foarte bune pentru detoxifiere. Și anume detoxifierea pe bază de ulei de măsline. Găsiți la noi o gamă foarte variată de ulei de măsline presat la rece, începând cu primul ulei extras din măsline la 16-18 grade. Haideți să vi-l și arăt, să vedeți ce culoare poate să aibă. Un verde absolut minunat. Iar acest ulei este cel mai bun ulei de măsline pe care eu, sincer, l-am gustat vreodată. După cum știm, uleiul de măsline consumat zilnic scade colesterolul, scade incidența infarcturilor miocardice, datorită, de fapt, antioxidanților foarte puternici pe care îi conține. De aceea, în fiecare dimineață, puteți, dacă aveți cumva probleme, de exemplu, cu ficatul, ați mâncat mai mult, mai greu, vin sărbătorile, în fiecare dimineață pe stomacul gol, luați o linguriță de ulei de măsline, dar o linguriță sănătoasă, așa, vă așezați jumătate de oră pe partea dreaptă și ficatul dumneavoastră vă va mulțumi din suflet. Acest ulei de măsline este nefiltrat, este extras la 18-20 de grade. Vă țin să vă precizez că extracția la rece se face cam până în 27-28 de grade. Deci vă dați seama, 16-18, 18-20 este extracție la rece. Iarăși o culoare extrem de frumoasă, un verde pur, aromă de măslină, gust. Simți că îți explodează măslina în gură, o aciditate de sub 0,2%, 0,14, 0,18. Este cea mai mică aciditate pe care o puteți întâlni la un ulei de măsline. Bineînțeles, pe lângă uleiul de măsline, vă recomandăm și niște minunate măsline în uleiul lor. Măsline Kalamata, extraordinare pentru afecțiunile stomacale, tot așa foarte, foarte indicate în curele de detoxifiere. Îți dau întâlnire și săptămâna viitoare la doctorul tău de weekend pentru a-ți dezvălui și alte secrete despre sănătate, frumusețe, alimentație bună, nu numai despre detoxifiere. Există ideea asta cu regimul rău vegan, cu detoxifierea care să se facă cu alimente amare, cu să bei ceai dulce, să consumi suc de broccoli, suc de morcov. Ce alimente sunt ok pentru organismul nostru, care ajută firesc și colonul și ficatul să detoxifiem organismul și ce nu? Și noi am pregătit în platou, avem aici mai multe alimente. Ia spuneți-mi. Ce avem bun, ce aș alege de aici într-un regim exact pentru detoxifiere? Păi, legumele sunt în regulă, dar personal nu aș ține ardei și roșiile. Da. Au un efect inflamator, nu e neapărat ceva grav, dar le-aș scoate brasicacele. Avem aici, văd, în formă niște crudă? Conopidă, avem și gulie. Stai să nu sărim peste. În formă crudă sau cum le consumă? Ele pot fi mâncate și crude, dar depinde de fiecare organism. Oamenii le pot tolera crude sau nu, da? Țelina are și un... Domnul doctor, știu că morcovul, spre exemplu, prin fierbere, îi se accentuează efectul benefic al beta-carotenului, la fel și roșiile. Se asimilează mai bine. Deci, anumite alimente, că vorbeați de regimul crudivor,
sunt beneficii atunci când sunt fierte. Din păcate, aici nu prea avem altceva. În plus, am avea nucile care pot fi folosite și ele într-un regim de toxifiere. Mai avem aici niște semințe și ele ar putea fi. Și, din păcate, cam atât. Dacă am fi avut niște iaurt, de exemplu, am fi putut să-l includem din punctul meu de vedere, chiar dacă nu este de origine vegetală, o supă de carne, după părerea mea, este foarte, foarte bună și ea. Deci, repet, nu fripturi, ci supă. Spuneți-mi și mie ciocolata neagră, pentru că unii medici ne recomandă pentru antioxidanți. Așa se spune că are mulți antioxidanți, are și un efect ușor energizant, îți dă o stare de bine, are totuși multă grăsime, asta trebuie să ținem cont. Și iarăși ciocolata este un produs ultraprocesat și asta trebuie avut în vedere. Deci nu e un produs natural, din bobul de cacao până la ciocolată. S-au întâmplat multe transformări. Deci părerile sunt împărțite și vis-a-vis de ciocolată. Personal încerc să evit. Da? Iarăși, ciocolata neagră are mai multe calorii decât cea cu zahăr. Din păcate, am de ales între zahăr și caloriile din ciocolata neagră. Ar mai fi aici. Avem dintre leguminoase, că ați spus de soia, sunt arahidele, care sunt în familie cu soia, fasolea, năutul. Nu, cum ar fi nucile. Exact, deci ele sunt altceva, sunt în familia leguminoaselor. Și dar iarăși, este important chia... să fie crude. Semințele astea de chia sunt foarte bune, au omega-3, au fibre, dar sunt scumpe și sunt de import. Adică sunt un aliment inaccesibil omului de rând, după părerea mea. Semințele de susan, ele sunt bune. Ele, în general, se moaie în apă, pot fi mâncate și crude, pot fi fierte, la fel semințele de susan. Nu trebuie prăjite, asta e un lucru foarte important. Da, deși sunt mai gustoase prăjite. Ar mai fi de menționat că atâta timp cât pe plan local putem controla producătorul și să aflăm despre modul în care legumele și fructele sunt crescute, ar fi un avantaj să folosim ce avem noi aici în grădină și în plus să ne legăm și de prețul alimentelor. Pentru că pentru omul de rând e destul de greu de ținută o dietă cu adevărat bio, ca să-i spun așa, pentru că nu se poate apropia de prețurile prohibitive. Nucile românești, dacă nu mai vorbesc de dacă celelalte. Dacă le cumpărăm în sezon, iată, aici sunt bine păstrate, pentru că ele trebuie păstrate în coajă, pentru că aceste grăsimi de tip polinesaturat, cum sunt și nuci, sunt foarte sensibile la oxidare. Și dacă le macin sau le sparg, ele rânceze mai ușor. Deci este bine să le țin întregi. Da, în magazinele bio, produsele sunt și foarte scumpe și mai o capcană. Putem găsi și astfel de conserve bio. Zahărul poate fi bio. Sunt și produse procesate bio, deci dacă e bio nu înseamnă neapărat că e și sănătos. Exact. Iar dacă e din grădină, nu mai contează că n-are o ștampilă bio, cum a spus domnul doctor, dacă e din grădină înseamnă că ar trebui să fie bine, pentru că pot să știu ce a pus acolo. Multe vedete țin post ca să scape de toxinele din organism. Am rugat una dintre aceste persoane publice să ne învețe cum să gătim sănătos. Dragii mei, eu sunt Silvia, iar ea este... Iuliana. Auziți ce voce are Iuliana? Este foarte simpatică, îmi place foarte mult că sunt astăzi cu ea aici. O să ne prezinte tot acest laborator cu ingrediente, care nu ne vor duce la o formulă chimică, ci la un preparat, cred că, extraordinar. Sigur. Și mai ales sănătos. Și cu cine vorbește despre chestia asta? Cu mine, Silvia Lăuneanu, adică bănățancă, dă-i cu șunca, dă-i cu untura, prăjiturile de casă și au, așa mai departe. Astăzi am pregătit șalou la cuptor cu piure de morcov și broccoli. Adică aici avem șalăul. Da, morcovii deja fiert. Asezonat cu un buchețel de broccoli ca să arate bine farfurie, pentru că întotdeauna estetica mâncării face, exact, contează. Și nu numai, și gustul. Și gustul. Primul rând estetica. Avem morcov. Da, broccoli opăriți dinainte. Eu am mâncat morcov așa, de pațadă, ca să mă vedeți dumneavoastră că mănânc sănătos. Și bineînțeles, ulei de măsline, zeamă de lămâie, roșii cherry și lămâie. Atunci, cu astea, ce facem? Cum, mergem la bucătărie și încercăm să preparăm. Mergem la bucătărie, vă rog frumos să ne urmați, da? Avem o rețetă extraordinară de preparat. O să punem puțin ulei de măsline. Punem o folie de aluminiu. Punem puțin ulei de măsline. Aha, și împăturim practic, da, peștele și le introducem la cuptor. Adăugăm peștele. Da.
la iogurt. Alte mirodenii nu mai punem pe el? Nu. Rozmarin sau nu, chestii? Nu. Punem lămâie. Și a, și punem exact așa la cuptor și practic... Da. După care îl împăturim. Deci avem și expertul nostru în pește a sosit. Că atunci când vă întoarceți de la serviciu, ați scos peștele din frigider, ați scos celelalte ingrediente, așa, un pic de igienizare și procedem la a face o rețetă sănătoasă și frumoasă și gustoasă și foarte repede de, nu știu, preparat, mie așa mi se pare. La niște sărmăluțe stăm cel puțin vreo oră, nu? Da, da. Sunt total atrasă de ce se întâmplă aici pe farfurie. Șalăul este un pește extraordinar de gustos. Mi-e așa? Da. Și mie îmi place. Este de senzație. Iuliana, zic eu, a preparat foarte frumos și foarte gustos acest lucru. Vi-l oferim cu foarte mare drag. Sper că puteți să întindeți așa o mână prin ecran și să luați preparatul nostru minunat. Șef Silvia și Iuliana vă salută cu mare drag și vă dorește o viață foarte sănătoasă. În timpul evaluării generale, pacientul este întins pe un pat, stă relaxat, este conectat cu electrozi la cap, mâini și picioare, după care are loc un dialog și procedura de scanare. În urma scanării organismului obținem foarte multe valori, printre care valorile electrice ale organismului, voltaj, amperaj, rezistență, hidratare, oxigenare, pH-ul organismului. Putem obține rezultate despre nivelele de vitamine, minerale, aminoacizi, oligoelemente, eventuale infestații cu virus, bacterii, paraziți, nivelele hormonale. De asemenea, scanăm întregul organism, scanarea ochilor, a sinusurilor, scanarea coloanei vertebrale și acolo putem obține rezultate pe fiecare vertebră, dacă apare inflamație, subluxație, tasare sau demineralizarea vertebrelor. Zona sensibilă a coloanei, starea de sănătate a articulațiilor, starea de sănătate a inimii și a aparatului cardiovascular, starea de sănătate a plămânilor, a organelor digestive ca stomac, colon, intestin subțire, ficat, pancreas, starea de sănătate a rinichilor, organele genitale la femei și la bărbați, uter, ovare, sân, la bărbați scanarea prostatei. De asemenea, putem obține rezultate despre alergiile la care suntem predispuse, dar și alimentele la care avem sensibilitate, care nu ne fac bine dacă le consumăm. Rezultate despre riscurile la care suntem predispuși, factorii, riscurile genetice moștenite, poate vedea vârsta reală a organismului, vârsta energetică, tisulară și metabolică. Avantajele expunerii la astfel de procedură de evaluare generală, cât și de terapie, este că biorezonanța magnetică este non-invazivă, nu iradiază și are doar efecte benefice asupra organismului. Mai mult de atât, se pot depista din timp riscurile la care suntem predispuși și putem preveni eventuale afecțiuni majore ca infarctul, accidentul vascular cerebral, diabetul și afecțiunile degenerative, gen cancer.
Doar de 3 mese și 2 gustări sau nu? În general e bine să avem această periodicitate pentru a da posibilitatea organismului să metabolizeze produsii. Una e să mănânci o masă pe zi seara când te întorci de la servici, ca și când un sportiv ar ridica dintr-o dată 100 de kilograme, și alta e să mănânci treptat câte puțin, adică să ridicăm o greutate de 20 de kilograme, apoi iară 20, iară 20 și în total să ajungem la 100. Da, un meniu, vă rog? În general, într-adevăr, această împărțire pe mese este valabilă, unii preferă 2, 3, 4, în general în zona asta ne învârtim. În ultima vreme mi se pare că trebuie să mergem cel mai mult pe un regim sezonal, deci să vedem ce alimente sunt proaspete în sezonul respectiv, pe cât posibil local. Ca pe vremuri. Exact, ca pe vremuri, să urmărim ciclurile naturii. Dimineața aș pune accentul pe proteine, deci micul dejun proteic. Spre prânz în nu perioada... Nu fructe la micul dejun? Eu nu aș mânca fructe la micul, poate vara doar aș mânca fructe la micul dejun și aș încerca să evit grăsimile în ziua respectivă, că dacă am mâncat fructoză n-aș mai mânca grăsimi. Pe parcursul zilei, într-adevăr, ar putea veni carbohidrații cu absorbție mai lentă, cum ar fi legumele, cum ar fi mămăligă de care vorbeam, cum ar fi orez, pentru că ai timp să le arzi până seara. Și seara aș rămâne pe rehidratare, poate niște grăsimi sănătoase, din nou fibre, astfel încât să nu supun organismul în timpul nopții unui stres foarte mare. Sunt și păreri care spun, a, nu, pot să mănânc și seara, toată mâncarea e în regulă. Obligatoriu, dar 2 litri de apă sau în funcție după de organism? După greutate, după câtă apă elimini, apă poate fi și în acele legume, câteodată legumele hidratează mai bine, supele, ziceam de supă, seara mi se pare o idee bună, te rehidratează foarte bine o supă, umple burta, dacă e o supă caldă, astâmpără foamea și te poți culca fără și sănătoasă. Da. Domnilor, a trecut emisiunea foarte repede, mi s-a părut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Au fost domnul Cristian Mărgărit, plăcere, consultant în nutriție și fitness, și domnul doctor Horațiu Driște, medic specializat de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Vă mulțumesc încă o dată. Cel mai bun sfat pentru a reduce cantitatea de toxine din corp este, cum au spus și invitații mei, reducerea expunerii la toxine, fumatul, poluarea urbană, consumul de medicamente ce nu sunt necesare, menținerea unei diete sănătoase și consumul unei cantități suficiente de fluide pentru a permite rinichilor, ficatului și glandelor sudoripare să își îndeplinească sarcina de a elimina cât mai multe toxine cu putință. Sunt Nicoleta Cone și vă aștept și duminica viitoare să învățăm împreună să fim sănătoși cu doctorul tău de weekend. Mulțumim sponsorului nostru, Biotitus Derma. Această emisiune este realizată cu sprijinul Biotitus Derma. Tratează eficient plăgile acute, cronice și afecțiunile dermatologice.